Entra. Pot să stau și eu cu tine aici? De ce? Ce mai am, frate? Mama rănitilor, tu ești. Vreau să zăbovesc așa o oră, două, trei. De ce? Că nu vreau să stau cu Cătălin o oră, două, trei. Poate vine și scoate și ala ușa de tățân. Că eu tot timpul trebuie să fiu la mijloc. Ionatan, probleme de cuplu rezultă naba, da. După aia vine și Cătălin, probleme de Cătălin, cuplu. Că el nu vine. Da. Nu vine, da? Nu știu ce treabă, dar ce s-a întâmplat? Așa bine v-ați înțeles că vrei să pleci două, trei ore. Nu, îmi place să fiu contrazis, așa mi-a zis că mi-am reproșat mult și... A fost așa o ciondăneală de cuplu, na, toată lumea mai are. El a zis cam exagerat, da. Tu nu crezi? Nu. Păi nu știi cum e omul, totdeauna are el dreptate, numai la de lângă interlocutor. Și de asta mă simțeam așa un pic, simțeam nevoia de aer. Și unde să ies? Pentru aer. Am venit și la tine. Știi cum e, când vorbești cu o femeie, mai ia. Vine la aer. Am venit la aer. Uite cât aer. Să stai cu porcul. Da, eu nu mă ciondrănesc deloc, de asta am rămas singură. Hai că tu ai început cu o ciondăneară cu limba. Nu, eu chiar nu mă cert. Noi ne-am tachinat, frate. Păi și la mine consider că a fost o tachinare. I-am zis o ciondăneală, dar nu. Noi ne-am tachinat atât. Dar și... Oricum, dacă nu mă tachinam cu el, nu-mi plăcea... Nu-mi plăcea că lăsam, că doar nu... Ai văzut când mă enervam pe ceilalți, ce era la gura mea. Da. Dar așa... Și când făcea o chestie, zici că mă bufnea râsul, jur, nu? Da. Păi și pe mine, când îi vedeam fățăul ăla, știi, are o față atât de blândă pe lângă cât e el de mare, și mă bufnea râsul. Noi, că eram într-o contradicție, dar pe mine mă bufnea râsul, cum mă uitam noi. Eu zic că trece oricum, dar na. Mai am și eu. Și cred că și el are nevoie de respiro, că... Dacă mi-a zis că îi reproșez, că... Na. Cam atât. Deci are nevoie de respiro că i-a zis că îi reproșez. Mi-a zis el că îi reproșez. Eu n-am considerat că a fost un reproș. A fost o mică discuție, că vreau să povesteze cum a fost la restaurant și el nu m-a ascultat, știi? A vrut să facă bazin. Bine, fă bazin. A zis 10 minute. Zice, eu sunt super parolistă și nu-mi place să întârzi. Și dacă zice cineva 10 minute, păi să fie 10, frate, nu să fie 20. La mine după 20 de minute. În schimb, dacă nu zicea nimic, zice, mă duc să fac câteva bazine, vine eu mai încolo. Atunci nu mă mai deranja, știi? Așa îmi place mie să fiu întreruptă, să fiu... Că voiam să-i povestesc ceva, m-a întrerupt, pe care nici n-a venit când a zis, știi? Da. N-am mai avut o grămadă de prieteni, le-am împrumutat bani și mi-au zis, ți-i dau peste 7 zile. Bă, frate, s-au făcut 14 zile și n-am avut banii. Și mi-au zis după aia, mi-au dat după 15-16 zile. Livia, n-am avut bani. Păi, tata, nu mai zice 7 zile, zi, ți-i dau eu cândva, ți-i dau luna următoare sau ți-i dau peste 2 luni și tu mi-i dai mai repede, că așa-mi convine, știi? Da. Așa și el, 10 minute care s-a transformat în 20, am plictisit. Trebuia atunci să vin la tine, sau... dar nu v-am găsit pe aici, prin casă. Foarte revoltată ești. Aproape că nu știu ce să zic. M-am descărcat și eu, îți dai seama. Tot timpul avem nevoie. Și acum chiar m-am mai detenționat. O să mă întorc la el cu alte gânduri. Și nu cigace. Îl omori acum. Nu sunt periculoasă deloc, nu mai vorbi. Nu sunt. Bă, știi care e problema? Că dacă n-ar fi și certuri și contradictorii, n-ar fi atracție, n-ar mai fi adrenalina aia, gen. Da, tu zici de sarea și piperul. Da, păi degeaba, că dacă ați fi amândoi la fel, adică și dacă ați fi la fel, trebuie să aveți unele obiective care sunt la fel. Dar nu puteți fi la fel identici, că v-ați bate la un moment dat și pe WC-ul de nervi. Că ce, nu trebuie să tu... Nu în tatai cu a mea deodată, mama așa îmi zicea. Bun asta. Jur. Și vrea multe dulcegării strică, îți dai seama că probabil de asta s-a și ajuns aici acum, că păi am fost lapte și miere. E,
Dragoste cu năbădăie, nu-ți place mai mult decât una monotonă, așa. Cred că de asta mi-a plăcut și de Liviu, că eram așa. Ce? Da. Și-a rămas cu guiț-guiț. Doamne, și voi. Puțin a durat. A durat, că am mai vorbit. Eu știu, dar aici, în casă. E în casă, eu sunt sigură că îi pare rău. Îi pare nespus de rău, dar nu avem ce să facem. Da, și lui Cătălin acum cred că îi pare rău că nu m-a lăsat să vorbesc. Da? Bine, era dar tu ai spus unde pleci? Sau nu mă te așa ai plecat? Nu, m-am luat și am plecat. Îmi place expresia asta ta. M-am luat și am plecat, nu cred că știe că sunt aici. Și te caută. Și iară vine și mă întreabă pe mine ceva. Dacă mă caute, mi-arată că îi pasă. Da? Și mi-e place să mă caute. Doamne, ferește. Și acum v-ați certat și în jumătate de oră vă duceți clătite, plăcinte, de-astea, nu? Da, probabil. Ar fi bine. Că nu vreau să o țin așa la nesfârșit. Mie nu plac scandalurile, frate. Deci mie nu-mi plac, dar zici că tot astea... Asta se lipesc de tine. Da. Ce, știi, mai e și vorba aia, de ce ți-e frică, nu scap. Dar nu mi-e frică, le suport. De ce nu suport să nu scap, na? Am dat în vorba. De frică, frică să mă cert. Niciodată m-a fost frică să mă cert. M-am și bătut. Nu e un exemplu nu bun. Nu vă puneți cu naba, vezi, Cătălin nu vine. Nu am. Dacă e frică de tine. Glumesc. E, da. Glumesc, mă. Nu o să dea Cătălin oricum niciodată într-o femeie. Dar fac taekwondo de alea. Dau peste mână. Da. Nu știu că... Dar și eu știu bătaie, nu, că am mai luat. Da. Asta e ca și aia. Așa foame mie că aș mânca și bătaie. Suntem expresii în... De astea, de MMA. Eu stau aici și mă gândesc tot la Cătălin. Stau cu tine de vorbă și tot la el mă gând. De ce? Am stare. Așa, nu știu, când vreau să... Îmi veni la minte un vers. Ia. Yeah. Dintr-o manea? Nu. Nu știu la ce te gândi. Nici nu trebuie. Este super periculos. Sună periculos, trage, stau mai jos. Păi, vrei să te duci să vezi ce face? N-aș vrea. Și n-aș vrea, nu știu. Păi, dar tu știi că dacă faci ceva din ambiție sau orgoliu, e nasol. Nu, dar am zis să se mai tempereze, știi, lucrurile. Stai să...